Doamna Barcari, cred că primul lucru la care ar trebui să ne gândim este faptul că nu știm la acest moment dacă a existat acea autorizație de construcție. Autorizația de construcție avea un plan, da? Care trebuia respectat atât pe parte de electric, cât instalații și așa mai departe. Iar avizele care se dau în general pentru funcționarea unui astfel de obiectiv sunt tocmai în ideea de a proteja consumatorul. Păi da, da, nu era niciun fel de avize. Asta spun, pe asta spun. Tocmai aici vreau să ajung. Păi dacă noi încercăm și oamenii ăștia încearcă să fugă de aceste avizări, pun în pericol siguranța cetățeanului. Și atunci nu trebuie să se mire nimeni că astăzi sunt, reținuți și probabil că vor fi, cine știe cu ce măsură. Nu se poate așa ceva, adică au murit 8 oameni acolo. Au murit 8 oameni, nu poți să expui acești oameni care vin și sunt consumatori, da? Care intră acolo să consume ori servicii, ori alimente și îi pui la masă. Murit copilul chiar patronului, deci... Doamne, e o tragedie, nici nu mai contează acum copil. Sunt copii care au murit și sunt oameni care au murit acolo. E ceva cumplit. Asociație, agenție pentru protecția consumatorului, să declar că tu nu te duci acolo să controlezi. Obligatoriu trebuia să mergi să controleze. Obligatoriu. Deci, adică te duci în afara orelor de serviciu, vezi că într-adevăr nu sunt lucruri așa cum trebuie și taci. Pe lângă asta, toate aceste obiective trebuie să aibă un orar de funcționare. Orarul de funcționare este dat de către primărie. Orice magazin deschis, ai un orar de funcționare. Ca să primești acel orar de funcționare, trebuie să depui toate aceste avize. Da, în dosarul prin care cer acest orar de funcționare, practic este autorizarea că poți să deschizi acel obiectiv și toată lumea trebuie să știe de la ce oră la ce oră funcționează, astfel încât, așa cum spuneți noastră, organele de control să poată să vină și să își desfășoară controlul. Deci nu se poate așa ceva. Au venit la un zafaiet, la o masă plătită. Nu merge așa, nu se poate. În schimbul mulțumirii. Eu vin în altă ordine de idei și completez ceea ce a spus dumneavoastră, că există multe obiective în România care nu au autorizare la acest moment și funcționează. Da, pentru că legea este una foarte restrictivă și pentru că după evenimentul nefericit de la colectiv s-a dat o nouă lege la care vechile clădiri nu se mai încadrează. Și au făcut-o atât de restrictivă, în loc să se gândească, să găsească o formulă prin care să pună în siguranță toți cei care intră în acele obiective, au făcut-o atât de restrictivă încât nu le poate autoriza. Păi domnule, hai să vedem unde avem o problemă și să, până la urma urmei, toate legile pot fi refăcute. Da, sunt perfectibile. Nu se poate ce așa vorbim? Ceva. Păi, dar nu facem niște lucruri ferește, și uite-te ce se întâmplă, tragedie după tragedie. Pot să zic una, dacă Doamne ferește, spune aseară cineva, da? Există în București, în țară, moluri, care nu au autorizație la incendiu. De da, dar știți de ce atenție, nu au autorizație? Da? Haideți să vă spun că chiar cunosc domeniul foarte bine. Știți de ce nu au? Pentru că pe scasa scărilor, în loc să aibă din metru în metru o lumină, trebuie să aibă acum din 50 în 50 de centimetri. Pentru că scara nu mai poate să aibă un metru lățime, trebuie să aibă 1,30 m. Păi domnule, ăla nu mai poate să o schimbe. Scara, pentru că scara a fost turnată când s-a construit molul. Luminile alea nu mai poate să le pună în pereți, nu, trebuie să le adapteze într-un fel. Molul este o clădire care are o destinație specială. Deci nici nu vă închipuiți cum poate să funcționeze un mol în așa integralitatea lui. Nici nu mă interesează, ideea este așa.